Salut, eu sunt Vlad și bine v-am găsit la un nou episod. Acum suntem cu băieții în camera aici, ne-am adunat la o sală de conferință, bineînțeles. Suntem cu Cristiano, Mițanu, Mădălin Șerban, Ceanu Chec și Ionuț Dima, care va fi narator. Ok, vă voi împărți 5 plicuri, fiecare conține câte un rol. Vă citiți rolul în privat să nu vadă nimeni și așteptați să vină noaptea să doarmă toată lumea. Voi ăștia cu ochelari să nu vă uitați. Așa trebuie să stați jos, da? Ca să nu, că altfel vă dau afară. Deci eu sunt dictator aici, sunt conducător suprem. Dacă vreau să dau cu cineva afară, pot să dau. Bun. Bun. O să vă împart acum plicurile. Așa. Păi stai, mă, hai să alegem noi. Da, da, da. Ține-le așa ca pe cap. Ai preferat pe aici. Ei, normal că. Da, 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 da. Ok. Deschideți plicurile, vă uitați în privat, să nu vadă nimeni ce rol sunteți. 1000 de euro. Ce face Killer? Cum știi, ești Killer? Da. A, începeți cu bluff cu astea, știu eu. Nu bluffez de la jocul ăsta, tocmai de-aia sunt. Nu bluffez, nu știu. Bun, hai să nu mai stăm la vorbă. Ia auziți. Noaptea. Cum vine noaptea. Hai, orașul doarme. Jos ochelarii. Jos ochelarii, se doarme. Hai să renunțăm la ochelari și... Și așa cum s-a lăsat noaptea frumos, killerașul, pungașul, se trezește. Killerul alege o persoană pe care vrea să o măcelărească în seara asta. Killerul se culcă, ok, se trezește polițistul. Polițistul face contact vizual cu mine, alege o persoană pe care vrea să o verifice. Polițistul se culcă, se trezește asistenta. Asistenta va alege cu degetul o persoană pe care vrea să o salveze în caz că a murit. Oricine de la masă poate fi salvat. Depinde ce preferați are asistenta. Se culcă și asistenta. Se trezește tot orașul. Sunteți gata? Da. Să tenilor. A murit Ceanu, Dumnezeu să-l ierte. Of. Ne pare rău, Ceanule. Ai dreptul să nu spui absolut nimic. Dar chiar dacă știi ce te-au vrut. Bun, voi care ați rămas la masă, vă acord un timp de maxim 2 minute în care voi dezbateți. Bine, e cam o zonă incipită a jocului să dezbateți prea mult, că nu știți informații, dar voi vorbiți. Și în cazul în care cineva vrea să inițieze un vlog, cineva vrea să inițieze un vot, ridică mâna și îmi zice pe cine vrea să voteze. Deci eu vă zic sincer că eu sunt medicul. Doar ca să nu, că nu sunt killer. Și eu vă zic, da, sincer că sunt killer. Ce ai zis tu? Nu m-am însultat, n-ar spune asta. Vă zic sincer că eu sunt killer. Deci eu vă zic sincer că eu sunt medic. Nu știu ce să mai cred. Dacă vine cineva acum și zice, eu sunt medicul. Cum ar fi? Eu sunt medic, ce? Deci, Eli, fii atent, ascultați-vă pe mine. Nu, am o întrebare, dar răspunde sincer. Da. Cine l-a omorât pe Ceanu? Eu. Păi stai, mă, n-ai zis că ești killerul tu? Deci tu, nu? Întrebat. El face de-astea la vrăjeală, știi ce zic? Mă, ce... Că cine l-a omorât pe, știi? A început rău meciul ăsta. E un meci greu, vă zic de acum. Sau Ceanu e fost Gabor? Nu, eu cred că a fost killer. Bă! Te-ai sinucis. Nu, Gabor! Hai să o luăm așa. Asta vreau să zic. Eu, ca povestitor, vă dau un sfat. Dacă ați fi în viața reală, care ar fi primii suspecți care l-au omorât pe Ceanu? Păi, iubita, prietenii adevărați? Nu știu. Prieteni apropiați? Asta zic. Dar în realitate... Să fiu atent cine se mișcă și nu s-a mișcat nimeni, deci v-ați mișcat. Nu cred că e nimic personal în jocul ăsta. Ok, asta crezi tu. Bă, deci Mădălin o forțează rău de tot. Bă! Nu. Bă, nu stați așa. Nu știu ce se Vlad, parcă. Stați da, așa, da, că e, s-a făcut cam târziu și ați pierdut timpul și ar trebui să... Vrea cineva să inițieze un vot? Da, eu. Eu zic să mai mergem una. Nu, eu inițiez vot. Cu cine? Vlad. Mai e cineva care susține votul contra Vlad? Parcă aș vota și eu tot așa pentru Vlad. A, atunci îl votez pe Mădălin, ele. Omorâți-l, vă rog. Și eu votez Vlad. Ele. Stai! În momentul în care Vlad are 3 voturi, da, trebuie să-și spună apărarea. Deci încă nu e 100% eliminat. Păi e, dacă, da, așa trebuie să se apere și poate cineva se răzgândește. Ok, da. Bă, okay, gândiți-vă, bun. Stați așa, gândiți-vă că dacă voi dați pe cineva cu afară, e prea devreme, că poate să fie ori killer, poate să fie ori... Adică discutați, eu asta vă zic.
Bun, vă zic sincer, am dormit toată noaptea și Mădălin a votat ultimul. Deci el e killer. Se pare că tu ești killerul punk. El! Asta îmi spune eu killer! El e! Crede-mă pe cuvânt! El e! Zi-mă, frate, ești că dur cu noștri, măi! E prea activat, să mor eu. Da, e dur cu noștri! Eu vă pot spune că vă jur că nu sunt killer, tu ești. O blafează, el e! Bă, frate! Bă, dați atenție! Stați așa, ascultăm argumentul! Tu ai murit! Bă, avem așa, argumentul lui Vlad, care este... Mădălin a votat ultimul, când a votat toată lumea, poate să fie killer. Argumentul Mădălin este, eu nu sunt killer, vă jur. Argumentul tău, prea agitat. Nu știu pe cine să cred, eu zic să nu ne pripim chiar așa. Nu, eu zic să mă crezi pe mine ele. Deci fii atent, dacă noi o să dormim, deci dacă noi o să dormim, eu mor. Eu zic să mai dormim o rundă și mai aflați. Deci fiți atent, dacă eu mor, știți ce se întâmplă. Hai, dormim. Vreți să pierdeți? Hai, orașul doarme. Nu! Orașul doarme. Orașul doarme. Se trezește killerul. Killerul va omorâ pe cineva. Ok. Se trezește polițistul care va bănui pe cineva. Se culcă killerul, polițistul, pardon. Se trezește asistenta care, am uitat să zic instrucțiuni, deci asistenta ori salvează pe cineva, ori să salveze singură, o singură dată, pe joc. Adică poate să se salveze singură și gata. Pe cine salvează asistenta? Asistenta a salvat, se culcă asistenta, se trezește toată lumea, inedit, n-a murit nimeni, persoana mortă, a fost salvată de către asistenta. Wow. Oh. Am voie să zic situația? Poți să zici situația dacă ai vrut situația. Ok, ok. M-am salvat singur. Deci cineva m-a omorât pe mine. Păi killerul trebuie să o moare neapărat, nu? Da. Ok, deci eu m-am salvat. Bun, bun, deci n-am murit nimeni, m-am salvat pe mine. Eu m-am salvat pe mine. Mițu, da. Ești pe mine. Cristi acum. Tu ești Gabor. Nu pot zic. Acum Mădălin dacă, e killer. Eu dacă recunosc poți să pun mâna în foc. Poți să pun mâna în foc că nu. Mă, zici și dacă joacă, și dacă joacă așa bine, chiar zeu. Nu o joc deloc. Chiar nu joc deloc. Și n-aș putea să recunosc că zgabă deci, ca și omorât. Deci eu m-am dat mie heal. Bă, știi de ce Mădălin te-a omorât pe tine? Pentru că dacă m-ar fi omorât pe mine, era suspicios. Mega suspicios. Eu zic că el e killer. O să pierdeți. Eu vă zic, dacă mă dați afară, voi pierdeți. O să pierdeți, să mor eu. Pierdeți, pierdeți, punct. Deci fii atent, 98% el, 2% el. Eu acum știu că tu dacă salvat, voi mă scoateți din jocul ăsta, uitați-vă bine la mine, dacă voi mă scoateți, voi v-ați dus în... Deci, ori e n-am idee, nu știu ce Mădălin, să cred. What the Christ, îmi pare că nu văd... Bă, deci pe Mădălin îl văd sincerul de tot așa, el pare că nu văd să mă mintă, ești bun. Bă, Christi, parcă pare prea inofensiv. Și mie că Vlad nu joacă prea bine, nu știu dacă Vlad nu joacă prea bine, frate. Hai să votăm. Trebuie să dormim cu porci, gen. Dacă nu eliminăm pe cineva, ce se întâmplă după? Când dormim iar. Mai moare unul. Dar dacă eliminăm killerul, am câștigat? Da. Aha, ok. Votez Mădălin. Votez Vlad. Băiatule. Deci tu ești medic 100%. Eu sunt medic 100%, frate. Votez Vlad. Ești nebun, mi-am dat heal singur. Eu mi-am dat heal singur. Care am zis din prima. Care din ăștia doi te-a rămurit? Băiatul. Băi, Vlad, nu știu ce să fac. Nu văd am Mădălin acum, tot ești pe Vlad. Bă, să vedem chiar ceva. Timpul, vreau să știu voturile voastre. Vlad, îmi pare rău. Vlad, nu. Vlad, îmi pare rău, ai murit, jocul continuă. Nu pot continuă? Să cred. Da. Nu pot să cred. Hai, orașul doarme, nu se așterne noaptea. Nu există așa ceva. Și fiți atenți, toată cu noaptea, vine și ucigașul, se trezește, omoară pe cineva, a murit cineva, se trezește polițistul care va bănui. Se culcă polițistul, se trezește medicul. Medicul salvează pe... Medicul a salvat foarte bine, se culcă. Se trezește toată lumea, Dumnezeu să-l ierte pe Mițu, a murit. Și felicitări killerului, a câștigat Cristi. Bă, băiatule! Bă, Mădăline, dar mai devreme ai arătat către Vlad și ți-a zis că nu e el killerul. Da, de ce l-ai votat acum? Nu știu. Bă, de așa ne-a făcut Cristi. A câștigat meciul de Among Us. Lumea că nu e Vlad. Ce ne-a făcut Cristi, ce inofensiv părea. Bă, a câștigat. Bă, v-a jucat bine.
Da, chiar a jucat bine, nu mai așteptam niciodată. Înainte de runda a doua, apăsați chiar acum pe butonul de like, aveți 5 secunde. Dați acolo like puternic. Bun. Runda 2. Cică, nu? Runda 2. Dar câștigătorul ce primești? Ce primesc? Experiență. Da, plus X. Da, level up. E bine. Ai level 2, Cristi. Vă invit. Vă uitați în privat. Foarte important. Cam așa. Bă, ce da, mă. Iar e killer Cristi. Oh, Ceanu are probleme în a băga. Aha, s-a emoționat. S-a emoționat. S-a emoționat. Nu zice nimic. Bă, ia uite cum vine seara. Jos ochelarii, că vă bat. Nu mă, îi dau. Hai. A venit seara și a dormit, dar în miez de noapte s-a trezit killerașul care are chef de omorât și alege o persoană pe care vrea să o măcelărească. Aha. Se trezește polițistul care bănuiește. Se culcă polițaiul. Se trezește asistenta. Asistenta egoistă a salvat. Se culcă. Se trezește toată lumea, mai puțin Cristi, Dumnezeu să-l ia. Cristi, ai dreptul să nu spui nimic. Oh my god. Votăm să mai jucăm. Eu nu știu ce să zic, efectiv. Mai jucăm, hai. Am auzit numai bășinci. Bă, mai discutați. Cine l-a omorât pe Cristi? Păi cine l-a omorât? Să luăm prin eliminare. Logic. Logic. Cine l-a omorât pe Cristi? Cu cine s-a certat Cristi în meciul trecut? Cu toți, că a câștigat. Bă, povestea e mai veche, nu e de joc ăsta. Cu cine are el? Frate, șicanări. Cu cine are bifuri de aici la masă? Deci dacă pică ei doi killeri, știi, până la capul după altul? Nu, eu nu mi-aș mă urmă, frate. Deci unul din ei doi. Dar de... O, să vii tu. De ce te-ai exclus pe tine? Zic eu că nu sunt... A, ești asistent. Noi suntem trei frate, mai știi. Ești asistent. Hai să luăm, calcul și faptul că ce, medicul s-a salvat pe el. Medicul s-a salvat pe el. Ce să mă omoresc, că eu n-am mare lucru de făcut. Hai să se poate egoist. Medicul s-a salvat pe el, hai să, să ne gândim cine ar face asta. Cine ar fi egoist de la masă? Da. Toată lumea. De cum adică un medicul s-a salvat pe el? S-a salvat din primă. A zis naratorul că medicul e cam egoist. Da, de primă m-am prins. Eu îl simt puțin pe Mițu, nu știu de ce. Eu simt că ce? Ce am uite? Eu îl simt puțin pe Mițu. Ce am uite? Deja vreau să mă trezi. Vreau să mă trezi pe salveți. Vreau să mă trezi pe Cianu. Deja votăm. Hai mă să votăm. Ba, eu zic să mai dormim o noapte, să vedem. Bine, mă, dacă e o noapte. Hai, hai să mai dormim. Tulburătoare sau nu. Se culcă toată lumea. Se trezește killerașul care va omorâ în seara asta. Se trezește polițistul care va bănui pe cineva. Se culcă polițistul dezamăgit. Se trezește doctorul. Doctorul nu mai are voie încă o dată să salveze. Doctorul trebuie să salveze pe altcineva. Ok, se culcă doctorul. Se trezește toată lumea, n-a murit nimeni. Wow, ce doctor bun. Deci tu ești doctorul, da? Nu știu. Doctor Johnny Sins. Mițu! Și eu votez Mițu. De unde mă, frate, cum adică? Eu Mitru, bă, cu cine votezi? Ce armă, ești bun la cap, se aruncă direct pe mine. Mădălin alege stabra. Mădălin alege stabra. Îmi dă target și... Mă duc și eu cu turma în puii mei, Mițu. Bine, dar zi, jocul, am câștigat jocul ăsta. Păi sunt... stai așa, rămâi așa. Mă, frate! Bă, stai așa! Bă, n-ar fi corect să moar Mițu și să nu zică și el argumentul. Zi-ți argumentul. Ceanu m-a ales pe mine de la bun început și mi-a dat target. Mițu. Deci cu ce motiv? Că am simțit, nu știu, am eu un așa. Adică ai avut o acuzație fără motiv. Ok, o să mai rămân rezolvi. Eu știu sigur că ești asistent. Ori tu. Și tu n-ai zis nimic tot meciul. Nici acum nu zic. Nici acum nu zic. Păi, eu zic că ești sătean, mă. Sunt gunoi. Votez Mițu. Am zis și eu Mițu. Am primit Mițu? Din păcate a murit Mițu. Nu cred.
Ba, păi nu l-ați votat, cum adică lucrezi? Și continuă jocul? Nu, orașul a câștigat. Nu mă ce-a lăsit! Băi, dar din prima l-am simțit pe Mitsu, nu știu de ce. Și eu l-am simțit tare. Băi, pun pariu că se va da un meci greu acum. Ia, hai să vedem. Wow. Deci, pe plicul ăsta scrie așa. Peste 50% dintre voi nu sunteți abonați la Vlad Muteanu. Așa că intrați chiar acum. Vot pic. Îl iau eu atunci. Ia-l. Haideți! Stop, a venit noaptea, orașul doarme, hai, nu v-am mai uitat. Oricum suspectez pe cineva că trage cu ochiul, dar îl dau eu mai încolo afară de acolo. Și se trezește killerașul. Oh, avem un meci greu! Hai, killerule! A omorât Țătan. Se trezește polițist. Am glumit, logic, eu nu știu cine este. Polițistul pe cine bănuiește că ar fi? S-a culcat milițianul, se trezește asistenta care salvează pe... Aha! Se culcă asistenta, se trezește tot satul. Eram sigur că killer o să... Ce? Mă lași să vorbesc? Se trezește tot satul, mai puțin Vlad. Bă. Din păcate, Vlad... Cine l-a omorât primul pe Vlad? Frate, s-o cine l-a omorât pe frate să ne... Și de cel mai apropiat? Bă, apropiat de primul suspect, în realitate. Zic așa. Poate să spice orice. Nu știu, iară mă arde așa corpul. Cine? Ia, cine? Eu? E cea, nu clar. Păi, stai, mă, că dați acum la întâmplă. Ce bănuiel aveți? Eu zic că e Cristache. Eu cred că e Mădălin. Știi de ce? Aia! I-a luat pe fiecare! Știi de ce? Nu, e Mițu, iar! Nu, e Mițu, zic că e Mițu. Nu e Mițu. Că e psihologie inversă, frate. Cine și-ar urmări, frate? La asta s-a gândit. Cine și-ar urmări, fratele, frate? Eu așa zic. Nu știu. Ok. Păi ce facem? Nu votăm acum, nu? Păi nu știu cum vreți. O să mai mă rog. Cine inițiază vot? Hai. Dacă moare Ceanu sau eu... Hai, fiți curajoși. Care inițiază un vot? Eu pe Cristi. Și eu pe Cristi. Și tu pe Cristi? Cristi, ai ceva de spus? Mă, prea sincer, mă, da, o să mă omoresc pe mine și meciul o să continue și următorul care o să moară o să fie unul dintre voi doi, bineînțeles. Pentru că killerul stă fix lângă voi. Nu, no. E Cristi. O să vedeți. Îmi dați un milion? Da. Rămân voturile la fel sau vă mutați? Mută cineva tabără? Nu. Deci tu ești 100% convins, tu nu ești. Ha, gata, killerule. Nu ești. Glumesc, orașul doarme. E Mădălin, 100%. Orașul doarme. Doarme? Da. Nu mă, vă mint, normal că doarme. Și acum o să vedeți că nu o să mor eu ca să nu par suspicios. Cristian, dreptul să nu mai vorbești, bravo. O să muriți unul dintre voi. Așa, orașul doarme. Orașul doarme. Nu, n-am murit. N-am murit? A murit! Bă, te-au dat afară! Te-au murit? Afară, te-au dat afară, da! Am zis că ai murit și orașul se culcă. Ok? Suntem fantome acum. Ok. Se trezește iar killerul. Care alege o persoană. Aha! Se culcă killerul. Se trezește polițistul. Se culcă polițistul. Se trezește medicul. Care salvează în continuare. Medicul se mai trezește o dată când nu am înțeles semnele astea și alege cu degetul ca să se înțeleagă cine e salvat. Ok, a ales foarte bine medicul. Se culcă medicul. Nu mai avem personaje, se trezește tot orașul. Ceanu a mierlit-o rău de tot, azi noapte la un măcelărit l-au tăiat. Iar killerul Mădălin a câștigat meciul! Felicitări, Mădălin! Trebuie să-mi dai un milion. M-am uitat la Breaking Bad acum o săptămână. Hai, amuntați locurile. Nu mă așteptam să fie Mădălin, nici o secundă. Nici o secundă. Haideți. Nu, ăla, nu!
Ca animalele. Sau ca oamenii la mâncare. Wow. Am văzut ce e Vlad. Picioarele el de meci. Ia uitați blaful aici ca cealmaua. Votați-vă. Mai să pot. Și... Noaptea gola. Hai, Nani, Nani. Sunt tare curios cine e killer. Vreau să se arate chiar acum. Și killer va omorâ pe... Mi-a arătat cu coada. Ok, ok. Se culcă killerul. Se trezește polițista. Este o fată. Pe cine bănuiește polițista? Nu prea bănuiește. Bine, se culcă. Se trezește... doctorița. Care salvează pe... Ok. Se culcă toată lumea. Se trezește tot orașul. N-a murit nimeni în premieră, prima rundă. E un joc superb. Cine e medicul? Deci eu când am auzit prima oară că killerul a făcut cu ochiul, cu coada ochiului, e cineva lângă, gen, nu m-aș fi pe stămasa sau ceva. Toată lumea lângă tine. Nu, dar gen, dacă faci cu coada ochiului, cum? Faci cu coada ochiului. Trebuie să vă dați ochelarii jos. Am zis la mișto? N-ai zis la mișto. Cine e medicul? Cine e medicul? Acum dacă mai dormim o dată. Dar nu, hai să nu ne mai zicem rolurile de pe după. Păi nu, așa nu, mă refer poate zicerea ca cel mai, nu știu, atunci dacă nu. Bă, vedeți că eu noaptea o să mai zic medicul a salvat bine sau prost, zic la mișto tot ce zic. Da. Sau să mai arată asta o seara. Nu trebuie să vă luați după ce zic eu noaptea. Eu de asta întrebam, poate zice cineva la vrăjeală. Eu nu o să dau niciodată indiciu, gen. Eu zic să ne gândim la asta, că killerul a ales cu coada ochiului. Eu sincer am auzit medicul când s-a ridicat. Unde s-a ridicat? La ce s-a ridicat? Și-a ridicat capul, am auzit. Și cine? Stânga sau dreapta? Da. Nu pot să zic. Îți corect. Se poate vorbi. Dar am auzit. Mie mi se pare că Mădălin vorbește cam mult și de obicei nu vorbește. Mi se pare că acuzi degeaba, că ești tu killerul, probabil. Cam auzit. Eu am mulți vațile. Eu sincer cred că medicul e el, că l-am auzit. Așa killerul face cu coada ochiului, care nu are ochelari. Sau mi-a făcut așa din cap. Ai zis coada ochiului. Și ce? N-ai dat-o ca și cum ar... Băi, e singurul care vorbește, votați-l afară. Cam tu e singurul care ar putea să arate coada ochiului. Băi, nu o să vă dau indicii. Pot să vă încurc doar. Ok, dacă mor eu, știți cine e, da? Eu l-aș vota, mă, l-aș vota pe Vlad. Eu l-aș vota pe Mădălin. E pe Vlad. Eu l-aș vota pe Vlad. Băi, să vedem cum dă treaba. Bă, eu zic să dormi și așa n-a murit nimeni. Da, hai să dormim. Și să continuăm. Hai să vedem dacă mor. Hai să vedem dacă mor. O să moare, o să moare facin, nu pe mine. Dar cum ar fi medicul să salveze bine iarăși? Normal că nu o să mor tu, că tu ești killer. Hai, Vlad, orașul doarme. Se trezesc killerii. Arată cu coada urechii către cine face din ureche. Se trezește polițista. Are vreo bănuială? Nu prea așa, se culcă polițista. Se trezește medicul. Medicul care trebuie să salveze bine de data asta. Se culcă medicul care a salvat forță. E cel mai bun medic de până acum. Se trezește toată lumea. A murit Mădălin. Wow. Bă. Ce, n-a murit Mădălin? Păi cum a murit? A murit Mițu, îmi pare rău. M-am încurcat. Mai dă erori și Hans Christian Andersen aici. Păi cine a murit? Deci a murit Mițu? A murit Cristi, mă! Bă, ce vede? Glumesc, mă, a murit Mițu, da. A murit Mițu, da. Ce se întâmplă? Ce-a nu-i medic? Ce-a nu-i medic? Nu, ce-a nu-i medic, de asta a zis cum a murit Mădălin, că l-a stăpat pe Mădălin. Ia auziți cum vorbesc morții. Păi lasă, că eu mai funcționat un pic. Da, sigur, ce-a nu-i... Oricum eu, că ce-a luat maxim, nu cred că să crezi niciodată că ce-am când s-a ridicat la mine. Și-a sărit imediat când a auzit că a murit Mădălin. Da, fie Cristi. Deci, stai puțin, că Dima a zis a murit Mădălin, totuși nu murise el. A murit Mițu. Păi da, și el a zis-o, a murit Mădălin ca și când eu n-aș fi killer, adică nu sunt killer clar. De ce? Poate m-am încurcat la... Nu te-ai încurcat la calciama, te-ai încurcat. Punct.
De unde știi? Mădălin sau Chris? Cred. Adică Vlad. Nu știu pe nimeni ce mă. Aveți nevoie. Dacă aveți atâta tupeu, de ce nu inițiați votul și aia e? Deci, hai, care are tupeu să ridice mâna? Vlad. Nu, votez Cristi. Alo. Cobor acum. Să iau mâncare. Cristi a murit. De ce, mă? Eu n-am votat. Păi te-au votat ei doi. Păi și Mădălin, tu pe cine votezi? Vlad. Păi e doi contra unu, ai murit. Mai putem dormi o seară. O să pierdem. O să pierdem. Mai puteți dormi o seară, da. Hai, hai să mai dormi. Hai. Orașul doarme, orașul doarme aduc. Se trezește chilărașul. Chilărașul. Care omoară pe... Se culcă chilărașul, se trezește polițistul, care bănuiește cu degetul. Se culcă polițistul, se trezește medicul, care va salva. S-a salvat. Sau a salvat. Se culcă medicul, se trezește toată lumea. Mădălin? Mulțumim. Da. Nu pot să cred. Îi fac așa la ochi și se zic. De ce spui că sunt eu? Mamă, sunt... Trebuie să dai și un argument, Vlad, într-adevăr, dacă votezi. Că așa e. Asta e argumentul lui. Asta vrea să câștige, m-a picat și el, killer, și vrea și el să câștige o dată. Știu când se preface. Știu că nu-i pe... El știe tot. Cristi, deci, tu cine crezi? Ce sens mai are să ne mai ducem la detectură de minciuni când el știe tot? Nu, cu bune, chiar știu când vorbește. De. Cristi, putează. Sau crezi că-s eu? Cristi. Așa. Două voturi pentru Cristi, nu? Hai, să știi. Cristi a murit, a câștigat o noastră. Bă, am ajuns atât de aproape de final, două meciuri. Eu îl bănuiam iar pe Cristi și mi-era să nu dau în bară iar, frate. Da, asta. Două meciuri, era să câștig, dar de unde? Eu m-am prins că e Cristi când discuta, efectiv. Îl simțeam. Avem 1-1, las că vine. Ok. Și a venit noaptea. Bravo, iar sunt killer, bă, băiatul, nu mai suport. A venit noaptea. Orașul doar. Și se trezește killerul. Wow. Killerul omoară pe... Ok, se culpă killerul. Se trezește polițistul, care bănuiește pe cine bănuiește? Se culcă polițistul, se trezește medicul, care salvează. Ai salvat, medicule? Ai salvat. Se culcă medicul și se trezește toată lumea în afară de Vlad. Cine l-a omorât pe Vlad? În conjunctura asta. Dați-i tot chilarilor, să-mi trece și tot. Vrei să-i citești? Mădălin vrea... Contact vizual. Contact fatal, hai. Eu zic că e geam. Ok. Dacă geam e cowboy. Ai revisat ușor. Geam zici că e cowboy. Șerif? Mi zic să mai dormim repede odată. Eu nu știu ce zic. Eu chiar nu bănuiesc pe nimeni deodată. Eu am murit. Băi... Bă, turnă la picuri cu chilul nou. De unde știm noi? De unde știm noi? Hai să dormim. Hai, orașul doarme. Nu prea ați fost pricepuți azi. Și vine noaptea. Se trește killerul, Vlad îl vede. Killerul omoară pe cineva. Se culcă killerul. Se trezește polițistul care bănuiește pe... Se culcă polițistul, se trezește asistenta. Și se trezește toată lumea în afară de Mițanu. Mițanu medic, Mădălin polițist, Cristi Chilă. Cristi, tu ce ai de zis? Cristi killer. Mă votez.
Stai, eu stau, vă aștept să... M-ați votat. Da, să decideți, killer. Să nu vă priviți. Cristi killer. Ce anu? Bă, Cristi, s-a mă dă-ne, frate, unul din ei, nu știu. Bă, tu decizi jocul, să termin jocul acum. Și decizi și dacă câștigă orașul și dacă câștigă... Cristi, nebunesc. Da, m-am picat de trei ori la rând. Care-i șansele? La asta să vă zic o chestie. Dacă e Ceanu. Cristi. 100% Cristi. Mamă, c***. Stai, am uitat. Pe Ceanu nu l-a luat nimeni în considerare. Am uitat. Zici că e Dumnezeu? Ah, deci credeam cu Mădăline polițistul și lasă-te. Nu. Nu, că știu ce am făcut. Știu ce am făcut și ai zis nu. Cristi killer. Ceanu? Nu știu ce să mai zic, acum s-a cam dat de cor. Mădăline mai ales Cristi, pe mine, dacă nu? Dacă n-are niciun habar clar, nu e polițist. Da, te-am ales pe tine, pentru că tu ești din și sunt foarte sigur. Foarte, cel mai sigur. Băi, nu am nici o mică idee. Bă, Cristi, alege pe ceva, că e ultima rundă. Poate Mădălin vrea să câștige. Nu, tu vrei să câștigi. Nimic. Tu vrei să câștigi. Eu, frate, la lemn pe Cristi și gata, dacă pierd, da, aia e. Ești sigur? Da. Da sau nu, zi eu, da. Deci, Cristi a murit. Și-a câștigat orașul. Aaaa! Și-a câștigat tot. Yes, sir.